Azi, în jurul orelor 16, strada Tudor Vladimirescu din Zalău a fost blocată preț de câteva minute din cauza unui șofer care a staționat neregulamentar pe o porțiune de drum unde acest lucru este interzis. Șoferul, aflat într-o mașină Audi de culoare gri, nu s-a lăsat impresionat de clansonul șoferilor care așteptau după el. Coada care s-a format în spatele lui s-a întins pe mai multe intersecții. În cele din urmă, la insistențele unui șofer de tir care a încercat să-l convingă să-i libereze drumul, acesta a mers mai departe.